Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, alături de un sobor de preoți, a sfințit luni 23 august 2021 cele 13 clopote pentru noua clopotniță a mănăstirii Hadâmbu. Ierarhul a fost întâmpinat de către soborul slujitorilor cu Sfânta Evanghelie și de către autoritățile locale cu pâine, sare și flori. Clopotele au fost aduse de la fabrica din Germania săptămâna trecută și sunt montate în această săptămână. La slujba de sfințire au participat ctitorii clopotelor și ai clopotniței, dar și numeroși pelerini. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Oșchi ocustați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Și pe glasul lor să se domolească și să se liniștească și să înceteze furtunile, vânturile și grindinile, viforul și tunetele cele înfricoșitoare, fulgerele și văzduhurile cele vătămătoare. Asemenea, trăsnetul fulgerilor, căderea grindinii, toată tulburarea cea vătămătoare a văzduhului, fiind alungate, gonite de dreapta ta cea totputernică și tare, să se domolească, să se liniștească, să se depărteze, căci tu, prin mijlocitori, lucrezi toate într-o slava ta, spre folosul mântuirea noastră, că ție se cuvine a nemiria nemântuit, Dumnezeul nostru. Acesta, prin stropire cu apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului. Și binecuvințează să sfințesc clopotele acestea prin stropirea cu această apă sfințită în numele... Părintele Ioan Mihoc, director emerit al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț, cel ce a intermediat această măreață și importantă lucrare întreprinsă de către firma germană, a vorbit cu acest prilej despre efortul depus de către Mănăstirea Hadâmbu pentru cumpărarea noilor clopote. Care cunosc bucimul și dorința dumnealui de a aduce lui Dumnezeu glas frumos, a dărui Dumnezeu și pe Sfinția sa cu un glas frumos, dar să aducă glas care să răsune peste dealuri, peste munți, până la Iași, să se audă, iată acolo undeva la Hadâmbu, este cineva care se roagă, Maica Domnului este acolo, în primul rând, rugătoare. Și apoi, părintele stare cu obștea și cu credincioșii care urcați cu atâta evlavie spre această sfântă mănăstire. De aceea, te spuneam, pentru mine este o cinste deosebită că m-a rânduit Maica Domnului să ajung și eu la momentul acesta al sfințirii clopotelor, mai ales, cum spuneam, că știu tot zbuciumul și toată dorința Părintelui Stareț și a obstii acesteia ca să pună cei mai frumos spre slava lui Dumnezeu și spre cinstirea Maicii Sfinte. Faptul că Preasfințitul a venit tocmai din Basarabia ca să sfințească aceste clopete este încă un motiv în plus ca într-adevăr să ne dăm seama de măreția momentului acestuia. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit în al Preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că l-a delegat pe Părintele Episcop Antonie la acest moment emoționant, iar apoi și-a îndreptat gândul de recunoștință față de ctitorii clopotniței și ai clopotelor. Greu ne-a mai fost. E bine, acum credeam că o mică clopotniță, dacă ne uităm bine, este o nouă biserică. Să o termine aproape într-un an de zile, oricum va dăinui și va rămânea în istoria locului atât aceste frumoase clopote, darul divin care va lucra Dumnezeu prin ele, atât și cât și fiii mei duhovnicești care sunt ctitorii la cele 11 clopote. Dacă observăm bine, un clopot l-a menit tuturor pelerinilor, închinătorilor,
care poposesc în această sihăstâie a mănăstirii Hadâmbu. Și în ultimul rând mă bucur că bănuțul dat din sudoarea, munca tuturor pelerinilor, cei care poposesc sâmbătă de sâmbătă în Sfânta noastră mănăstire, i-am pus acolo să fie pomenit și ei veșnic de acel clopot. Mi-am dorit foarte mult și parcă simțeam că nu o să ajung să le văd. Și măicuța scumpă, că iubesc de mic copil, iată că a blagoslovit această mănăstire cu aceste comori care bine merita această mănăstire, aceste 13 clopuri care din inima, sufletul meu, vor dăinui și vor rămâne după această obște. Și m-am luptat cu părintele director, care mi-a fost tare de mare ajutor. Tot timpul la așa mare șantier ai nevoie să plângi cu un număr. Și n-am avut decât. L-am necășit deseori pe părintele director Mihoc să amintesc puțin ctitorii. Sunt Spanic, arhiepiscopal Sucevișul Rădăuță, este ctitorul clopotului mare de 4,500 tone. Domnul inginer Postănac, Costică și Viorica, domnul primar de patrie, familia Gorungea, Constantin și Maria, familia Crăciun, Constantin și Maria, familia Curcudiol, Dumitru și Elena, familia Vârănuță, Ioan și Ofrusina, domnul părintele Florin, prezbita Irina, părintele Emanuel, prezbita Elena și cu toți pelerinii închinătorii sunt pe un singur clopot. Domnul Bițel Ioan și Cristina, din familia părintului secretar al mănăstirii noastre, Goraș Ioreș, este mama Eleonora, fratele Violeta și cumnata împreună titlul la un clopot, Bocean, Melu și Vasile și Elena. Mopescu Gheorghe, Ana Mirela din Vicovo de Sus, Rusu Andrei și Alexandra. Aici vine un părinte Țarcă Vasile, care a îndemnat pe o doamnă doctor, și toți trei sunt împreună titlul la un clopot frumos. Să le ajute Dumnezeu. Doctor, doamna doctor Calfa, Claudiu și Loredana. Părintele Mocanu, Andrei, prezbita Iulia. Episcopul de Bălți a felicitat pe toți ctitorii clopotelor și a scos în evidență misiunea social-filantropică a mănăstirii Hadâmbu, derulată dincolo de Prut. Să mulțumesc și eu bunul Dumnezeu că a rânduit ca în această zi să fiu prezent la acest eveniment deosebit de aici, de Alo Hadâmbu. Și mulțumim de asemenea și în alt preasfințitului părinte Teofan, care a binecuvântat ca să vin aici la această sfântă slujbă. E emoționant moment și istoric în același timp. Dar vrem să-i spun părintele Stares că rămânem aproape de el, îl apreciem pentru zelul frăției sale, pentru jertfa frăției sale. Eu am făcut mai multe paralele, așa, știu că reprezintă părintele, dar cea mai apropiată cred că ar fi o candelă care arde aici în dealul Hadâmbului, care luminează și cheamă la credință și cheamă la Hristos credincioșii. De aceea și dumneavoastră sunteți în număr mare de fiecare dată la toate slujbile aici la Sfânta Mănăstirii de la Hadâmbu. Rămânem alături de părinte, îl felicităm pentru această reușită, este adevărat că nu este simplu să realizez ceea ce este realizat aici, dar aici este mărturia credinții a părintelui Stareț. Așa este, părintele Stareț trece de Sfântul, este aproape de episcopia de Bălți. Amintim că lucrările la clopotnița mănăstirii Hadâmbu au început în luna august a anului 2020 cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan și prin implicarea înalt preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Lucrarea a fost atribuită firmei Sece Prestarea S.A. din Iași, condusă de către directorul Constantin Nechifor. Persoanele care doresc să sprijine lucrările care mai sunt de realizat și pentru achitarea celor două clopote rămase fără ctitor pot face donații la
Mănăstirea Hadâmbu sau în contul RO75RZBR 000060000279276 deschis la Raiffeisen Bank pe numele Mănăstirea Hadâmbu.